Salut, prieteni! Sunteți pe canalul meu Andrei Savciuc Live și Irăcica cu, Andrei, cu mama nu sunt acasă și eu sunt cu Andrei. Și uitați-vă, el a intrat la Ira în cameră. Hai să vedem ce face el cât Ira nu este acasă. Opa! Ira nu e acasă? Te-am prins! Ce faci tu? Ira nu e acasă, eu aici un dulap. Tu îi faci regulă lui Ira în dulapuri, da? Cât Ira nu e acasă. Uitați-vă ce face Andrieș cât Irăcica nu este acasă. Eu l-am găsit. Ce ai găsit? Gata, închide că dacă a să vii Irăcica, supere. Închide. Uitați-vă, toate... Dar eu mă uit, nu este Andrieș. Strigă Andriușa, Andriușa, dar el a intrat la Ira în cameră. Și ce ai făcut până acum? Ce ea spune-mi tu mie? A, văd că te-ai jucat deja și cu broscuțele acestea, da? Ce mi-ai cătat pe? Ce mi-ai găsit? Ea spune drept, ce ai găsit? Ce mi-ai găsit? A, prieteni, totodată, fiindcă dacă filmez, haideți să vă arăt. Uitați-vă ce ghiozdan de-am fără Ira, îl arăt. Uitați-vă ce ghiozdan i-a făcut cadou nana ei, care a venit acum nu de mult, de peste hotare. Și uitați-vă ce ghiozdan frumos i-a dăruit. Clar că acest ghiozdan era plin încă cu ce? Cu jucării de lui Andrieș, dulciuri și iată mă tin că... Iată și asta i-a dat lui Ira. Da? Eu nu am. Dar și ție ți-a dat. Ți-ai minte? Tot ți-a dat nana. Eu nu am. Oai, la mama înseamnă cășeală. Iată acesta, eu nu știu ce este. Este un bloc-not cu toc. Da? Nu, asta lui Ira, ta-i altul. Atâi sunt creioane. Pază și nu, nu știu de acolo. Uitați ce frumos. Iată acesta era tot aici. I-a făcut cadou nana. Și... Lui Andrie și-a dat o mașinic, un Porsche Cayenne, da? Ți-o dat? Da. Un Porsche. Și ți-a mai dat? Dar unde cele chiar eu nu știu, când să vii mama deja noi să le arătăm. Acum să ne arăți? Porsche. Ia spune-mi tu nedrept, tu ai găsit ceva dulciuri aici la Ira? Da. Unde? Unde ai găsit tu dulciuri la Ira? În geantă. În geantă. Așa, și Ira spune că ea nu mănâncă dulciuri pe deascunsele. Iată așa, prieteni. Dar dacă pe voi vă interesează unde este Irăcica cu mama, va fi un video foarte superb. Astăzi este vineri, dar ele astăzi sunt duse într-un loc și mâine va ieși pe canalul lui Ira. Așa că Irăcica Info. Așa că uitați-vă pe canalul ei, va fi un video foarte și foarte interesant și mult așteptat, eu cred că și de voi și de noi. Și, Andriuș, mergem să mâncăm ceva? Nu. Nu vrei să mănânci, nu? Iată așa, prieteni, am vrut să vă arăt repede, doar câteva minute, ce face Andrieș cât Irăcica nu este acasă. El îi face puțină curățenie, da? Ordine îi faci lui Irăcica, da, Andrieș? Ce ai mi-ai găsit acolo? Că este. Ai stricat. Ai stricat, broscuța. Gata, las, poate așa să o reparăm. Nu mai ai apăsat pe nimic, bine? Da? Ne-am înțeles? Și hai mai repede să spunem tot la Luca Irăcica să nu vadă că noi am fost, că tu ai fost aici, că ea nu este acasă. Nu, acum și de nu este. Da? Bine, prieteni, acesta a fost vlogul meu de astăzi. Am vrut să vă arăt cum Andrieș îi face curățenia lui Irăcica în ghilimele când ea nu este acasă. Noi acum o să punem tot la locul lor ca să nu vadă Irăcica, da? Dar vouă, dacă v-a plăcut video, nu uitați desigur mâine pe canalul Irăcica Info să priviți video-ul care va fi foarte interesant. Și nu uitați, vă abonați pe canalul nostru YouTube, Andrei Savciuc Live și Irăcica Info. Pe curând, Andriuș, arată, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pe curând, prieteni.